Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La serviciu? La ce oră mai începe? Nu, pentru un mă uit la Luca. Luca simte nevoia să spună că el e deja aici. Nu. Da, eu vin la serviciu. Nu. Încă vii, nu. E pentru ascultători, eu știu, care merg la serviciu. Sunt curios câți mai încep la 7. Mai începe cineva treaba la 7:30? Sau la 6:30? În afară de ascultătorii noștri și șoferi de tir. Care nu, era la 8 se începe, la 8. Sau la 9. Eu începeam în fabrică, începeam la 6:30, trebuia să fiu acolo, aveam un maestru. Dacă îmi tăiau o oră de muncă, dacă nu ajungeam până în 6:30, dar fix, avea un ceas mare pe perete, un secundar, așa, chiar în fața lui, și ca să ajungi, trebuia să mergi, era un culoar lung, de vreo 100 de metri. Bă, și stătea, se uita, te vedea alergând. Că pur și simplu alergai, știi, ca să ajungi. Nu puteai să controlezi când vine metrou, când vine autobuzul, nu știai dacă poți să ajungi chiar la 6:30 sau înainte. Și stăia o oră și pentru 5 secunde de întârziere. O fi fost japonez, omul, și era foarte exact. Cred că era japonez, că îi lipsea enzima aia de le lipsește la asiatici, care se îmbată dintr-o bere. Așa și maestrul meu se îmbăta, era imediat după ce tăia orele cu răutate și stăia, era uneori la 10 metri de el, pac, tăia nu ora. A, te da, vedea venind și da, aștepta ca să-și alunge amarul. Da. Că va tăia orele. Și după aia se apucă de băut. Dar în Japonia, bun, din punctul ăsta de vedere, da, știm toți, adică în Japonia nu se glumește deloc cu programul, noi dăm periodic știri cu întârzieri de câte 20 de secunde pe an ale trenurilor japoneze, da, da, da. Își cer scuze, ne place, zic, uite, bă, ce oameni serioși. Dar nu conștientizăm faptul că pentru ca așa ceva să se întâmple, trebuie ca un popor întreg să divinizeze punctualitatea acolo și până într-acolo încât, uite, dacă nu pleci cu dacă pleci cu 2 minute mai devreme de la job, ajungi vedetă națională. La rubrica Așa Nu, s-a întâmplat recent, o japoneză care a plecat de la serviciu cu 2 minute mai devreme, are salariul tăiat cu 10% și e acuzată și de conspirație pentru organizarea acestei probe intolerabile de disciplină. Situația a fost semnalată de Consiliul Școlar al orașului Funabashi din prefectura Chiba. E vorba de câțiva angajați. Adevărul, băi, putea să mai stea și ea pe Facebook 10 minute acum. 2 minute, câtă? 2 minute. Au următoare probleme. Deci, câțiva angajați ai unei școli plecau cu 2 minute înainte de terminarea programului ca să prindă autobuzul. Că dacă ratau, mai aveau de stat jumătate de oră în stație. Mama, de vreo că e frustrant rău. Da. Da. Deci programul lor se termina la 17:15. Da. Dar autobuzul venea în stație la 17:17. Și ei au calculat că le trebuie 4 minute să ajungă în stație, deci plecau la 17:13. Bă, până și în chiul japonezii sunt super organizați și punctuali. Da. Adică nu plecăm pe la 3. Să prindem autobuzul exact, de la 5:30, că mai avem niște cumpărături de făcut. Fumăm și o țigară în stație. Da. Nu, nenică. Plecăm cât putem. 17:13, că atâta ne trebuie, 9-4 minute. Și în total, în perioada, și anchetă s-a făcut acolo, fiți atenți, în perioada mai 2019, ianuarie 2021, deci un an jumate, 2 ani, cât? Mamă. Au fost 316 cazuri în care salariații, câțiva la număr, au plecat mai devreme de la muncă. Deci s-a făcut anchetă, anchetatorii au descoperit această angajată în vârstă de 59 de ani, care trebuia să gestioneze prezența. Deci era doamna cu condica. Era maestrul tău. Da. Dar, dar care nu doar că le-a dat voie chiulangiilor să plece cu 2 minute mai devreme. A plecat și ea. De 316, dar a și organizat un sistem de falsificare a pontajului, în sensul că cei care plecau mai devreme le lăsau cardurile colegilor lor rămași la serviciu pentru a fi pontați, că pleacă la ora prevăzută în program. Deci noi ne spărăm pe ăștia noștri în Parlament. Asta, exact la asta mă gândeam. Și asta, uite, uzi fals și uzi de fals. Da. Nu mai sunt, bă, nici japonezii ce au fost. Pe asta trebuia să primească o pedeapsă gravă, domnule. Salariul cu 10% pe 3 luni nu e prima dată când se întâmplă. În urmă cu 3 ani, citesc, când la colegii de la Digi24, un funcționar public din Kobe a fost mustrat și amendat pentru că a plecat în pauza de masă cu 3 minute mai devreme. S-a întâmplat de 26 de ore 7 luni. Băi, zici, la aia când începe o anchetă, deși se lămurește la un moment dat. Mă, dar unde pleacă Yamashiro? Tot timpul cu un minut, două mai devreme. Ia, Togarashi, să facem o anchetă. Tovarășul Yamamoto, dă-i înainte. Și anchetă. Și se constată de 26 de ore în 7 luni. Deci, în medie, practic,
de 3 ori și un pic pe lună și a permis să plece la pauza de masă cu 3 minute mai devreme. Au făcut o conferință de presă, l-au făcut pe ăla de baftă și ei și-au prezentat scuze cetățenilor. Deci vă rugăm să ne scuzați. Eu cred că ăștia nu supraviețuiesc, adică ăștia pe care îi prinde se duc acasă și fac harakiri din primul. Totuși trăim o revoluție, se pare, în Japonia, că înțeleg că acum oamenii protestează pentru că ăștia au fost sancționați de la școală, cu motiv că ei veneau mai devreme la serviciu, deci oamenii s-au simțit vinovați că pleacă cu 2 minute mai devreme și veneau mai devreme la serviciu, dar nu cu 2 minute, cu mai mult. Nu se pune. Nu conta. Și aia nu s-a pus. Nu și acum pe rețelele de socializare prin Japonia sunt proteste ale oamenilor, doamne, nu se poate așa ceva. Disciplina e disciplina, da. Știi, în gările japoneze, când vine trenul care trebuie să... Și știi că pleacă, e anunțat. Pleacă la ora 15, 14 minute și 37 de secunde. Și la ora aia, deci eu am... Toți japonezii se îngrămădesc și când se apropie secunda, se îndepărtează de uși, pentru că ușile se închid și trenul pleacă. Și am senzația că e și un sistem acolo, dacă cumva te prinde în ușă, te decapitează ca să nu întârzi. Nu, nu cred că se poate. Adică, serios, nu stă nimeni în ușă, nene. Când trebuie să plece trenul, a plecat. Nu întârzie niciun tren. Și de venit, când zice că trebuie să vină, vine. Deci poți să-ți potrivești cu adevărat ceasul pentru... Sunt foarte corecți. Eu aș aduce un japonez de ăsta la noi pe șantiere sau cu meseriașii noștri. De câte ori iau meseriașii noștri pauză... Da. Se... își... vorba lui Luca. Se spinte că în primele 30 de minute, dar cu meseriașii e mai complicat aici în România. Nu știu dacă știți, dar e puțin mai complicat cu meseriașii noștri, avem experiențe. Să știți că eu am avut 2 experiențe total diferite cu meseriași. Când a trebuit să zugrăvesc, am vrut să zugrăvesc, o dată îmi ploua în dormitor, stăteam la ultimul etaj și ploua din acoperiș și, mă rog, am încheiat un meseriaș. Zic, zugrăvește și mie camera asta. Uh-huh. În câte zile faci? A, zice, în 3 zile e gata. După 3 săptămâni, după 3 săptămâni, l-am prins la ușă și mi-a venit să-l... L-am prins când voia să plece. Și i-am zis, prietene, dacă nu termin până mâine, nu mai intri aici deloc și nici nu mai dau niciun ban. Și a terminat. O altă echipă de zugravi însă, când am avut de zugravi cu ei, i-am întrebat, cât vă trebuie? 4 săptămâni, au zis. Bine, fiți atenți, dacă faceți în 3 săptămâni, vă dau bonus 25% din sumă. Dacă întârziați și faceți în 5 săptămâni, vă tai 25%. Sunteți de acord? Bă, s-au consultat o zi întreagă și au acceptat. Și ce să vezi, au terminat cu 3 o săptămână mai devreme. Dar când se petrece acțiunea? Asta cred că acum vreo 12 ani. Du-te, mă, că acum nu mai negociază nimeni cu tine. Și du-te, mă, tati, de aici la Dura cu 25% al tău. Dă-ne banii. Cum ați găsit ultima dată un meseriaș? Și dacă aveți povești cu meseriași, dar nu doar asta, și instalatori, haioase, zugrav, spuneți-ne și nouă. 0372069599, nu știu cât timp mai avem, timp? Puțin. Puțin. 0372069599, povești cu meseriași pe care le-ați trăit, care merită împărtășite, spuneți-ne și nouă, să ne amuzăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.